Alert, Comisia Iordache a publicat proiectele de modificare a codului penal, sublinierea a codului de procedură penal, documente. Comisia Special pentru Legile din domeniul justiției, condus de deputatul Florin Iordache, a făcut publice proiectele de modificare a codului penal, a codului de procedură penal, sublinierea a codului de procedură civil. Comisia va începe dezbaterea pe cele trei proiecte joi, 19 aprilie, la ora 1100. Vezi aici proiectul de lege privind punerea în acord a prevederilor legii numărul 286/2009 privind codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu deciziile Curții Constituționale, directivei E, 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inghearea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor savarite în Uniunea Europeană. Expunerea de motive aici. Vezi aici proiectul de lege privind punerea în acord a prevederilor legii numărul 135/2010 privind codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, cu deciziile Curții Constituționale, directivei E, 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, a directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inghetarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor savarsite în Uniunea Europeană, precum și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Expunerea de motive aici. Vezi aici proiectul de lege privind punerea în acord a prevederilor legii numărul 134/2010 privind codul de procedură civilă, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cu deciziile Curții Constituționale și decizia CEDO din 07 martie 2017 cazul Cerovsek și Bozignic contra Sloveniei. Expunere de motive aici.